Salutare, prieteni! Sper că vă găsesc cu bine. Subiectul videoclipului de astăzi este un accident în care a fost implicat un biciclist, despre care am auzit ieri, iar astăzi am văzut și un videoclip pe Facebook despre cum s-a întâmplat. Haideți să îl vezi și tu ca să știți despre ce vorbim. Acesta este videoclipul și la prima vedere lucrurile par foarte clare. Este un biciclist lovit și, bineînțeles, un șofer vinovat care merită pușcărie, permis luat pe viață, în sfârșit. Știm care sunt consecințele în situația de față. Haideți să urmărim ce se întâmplă aici mai exact. Ceea ce puțin oameni observă este mâna aceasta ridicată chiar la secunda 2 de când începe videoclipul. Aici. Nu se vede foarte clar, doar dacă te uiți cu mare atenție și în special la videoclipul original. Și ce vrea să semnifice mâna aceea ridicată? Înseamnă că acolo a fost un schimb de replici și din partea biciclistului, adică el nu mergea liniștit pe marginea șoselei și la un moment dat, din senin, a venit un șofer și a dat în el. A fost ceva înainte, a fost o cauză. Este un detaliu foarte important care explică multe despre care vreau să vorbim în continuare. Înainte de toate, vreau să fie și să fiu foarte clar că nu iau deloc apărarea șoferului, este foarte vinovat și nu există nicio scuză pentru care să te comporți în felul ăsta și să faci ceea ce a făcut. Ceea ce vreau să spun are singurul rol de a preveni evenimente de acest gen, prin modul în care înțelegem și acționăm, în primul rând noi. Motivul acestui video este să înțelegem cum putem proceda astfel încât să nu se mai întâmple lucruri de genul ăsta. Cred că merită discuția pe care urmează să o avem, pentru că ar putea feri oameni ca și biciclistul din imagine de accidente și pe alții de închisori și așa mai departe. Vreau să-mi prezint punctul de vedere și cred că avem câte ceva de învățat. O dovadă a educației este să poți să fii de acord și cu un alt punct de vedere, diferit de al tău, fără să te deranjeze acest lucru, să-l înțelegi. În momentul de față, probabil că 90% dintre oameni spun că șoferul e vinovat și trebuie trimis la pușcărie. Ok, din asta nu învățăm nimic. Aici se oprește tot. S-a dat verdictul, om vinovat la pușcărie. Ce înțelegem din asta? Nimic. E la fel ca orice alt accident pe care îl vedem. Un biciclist lovit de mașină. Ceea ce vedem însă este o reacție, o consecință. Șoferul nu l-a accidentat pe biciclist din senin. A avut un motiv. De ce ni se întâmplă anumite lucruri? Pentru că le generăm. Creăm ocazia să se întâmple în viața noastră. De ce nu se întâmplă pentru altcineva? De ce ni se întâmplă tocmai nouă? Avem de gândit la chestia asta. Ca să înțelegem mai bine, există posibilitatea astfel încât să nu se întâmple ceea ce vedem în acest videoclip. Adică se puteau desfășura lucrurile sub altă formă, cu un alt final. Cred că da. Dacă era oricare alt om în locul biciclistului, nu cred că s-ar fi întâmplat lucrurile exact la fel, corect? Cred că fiecare din noi știm un om, o persoană care e mai pașnică, e mai... În sfârșit, asta nu e o scuză pentru șofer. Șoferul e foarte vinovat. Noi vorbim de aici de cauze, ce a generat acel rezultat. Deci nu e o situație care s-ar fi întâmplat oricum, indiferent cine ar fi fost pe bicicletă. Prin urmare, cei doi sunt vinovați, adică au creat această întâmplare. Să înțelegem ce se întâmplă. De ce nu alt șofer din coloană? De ce tocmai acesta? Pentru că acestui șofer
a avut un motiv să reacționeze așa. Desfășurarea evenimentelor cred că a fost următoarea, cum de obicei se întâmplă în accidentele cu bicicliști. Șoferul circulă foarte aproape de biciclist, îi cumva ocupă spațiul pe care el îl are la dispoziție, după care biciclistul îl atenționează cu gesturi, îl înjură, urlă la el, în sfârșit. Iar șoferul reacționează după cât îl duce capul. Înjură și el la rândul lui, în mașină, nimeni nu-l aude și pleacă mai departe. Fie se oprește, trage mașina, continuă altercația, sau cazul de față când reacționează la agresivitate verbală din partea biciclistului cu violență fizică, adică dă cu mașina în el sau se dă jos și îl ia la bătaie, în sfârșit. Ca și exemplu, paralel, dacă intri într-o cărciumă unde toată lumea e o cărciumă cu oameni beți și primul care se clatină și te atinge involuntar că e beat, tu începi să-l înjuri pe el pentru că te-a atins. Ce crezi că urmează să se întâmple? Cred că vei ieși cam șifonat din cărciumă. El te-a atins, tu l-ai înjurat, el a reacționat. După cât îl duce capul. Pe un om beat, într-o cârciumă, la sat, nu îl duce prea mult capul. Adică, pur și simplu, nu poți să-i ceri. Atâta poate. Dacă s-ar respecta cei 2 metri față de biciclist atunci când trebuie să depășești, ca și șofer, să depășești un biciclist, probabil că în situația de față nu mai depășea nimeni biciclistul pentru câțiva kilometri buni. Iar la scara țării noastre, ținând cont de lățimea drumurilor pe care au la dispoziție participanții la trafic și câți bicicliști sunt pe șosele chiar acum, cred că s-ar bloca totul. Adică, respectând regula asta, s-ar bloca totul. Ar fi cozi interminabile peste tot. Prin urmare, nu se poate respecta regula asta. Soluția, cred că, este să stăm cât mai departe de șosele. Am pățit-o și eu. Să merg liniștit la antrenament pe o șosea nu foarte circulată. Era o zi frumoasă cu soare și să treacă efectiv la, nu știu, la o palmă de ghidonul meu un șofer. Deși tot drumul era liber, ambele sensuri de circulație, nu trecea nicio mașină nici din față, nici de niciunde. Deși era și linie dreaptă, vizibilitate maximă, n-am înțeles, nici acum n-am înțeles de ce a trecut atât de aproape. Nu cred că a făcut-o conștient, pur și simplu atât, astea sunt aptitudinile lui de condus, atât înțelege din șoferie, să zic așa. Asta e, de unde nu e minte, nici Dumnezeu nu cere, știi cum e vorba. Dacă vorbim de educație în exemplul de față, hai să o conștientizăm, să o înțelegem mai bine. Ce alte scenarii crezi că s-ar fi putut întâmpla în exemplu cu biciclistul de față? Dacă, de exemplu, cum s-a și întâmplat, l-a șicanat puțin, adică a mers foarte aproape de el, poate inconștient, adică omul e atent la trafic, da, atenția e relativă pentru șoferi, adică nu toți sunt atenți în oglindă și în față, în coloană, în sfârșit. Probabil că inconștient a încălcat spațiul biciclistului. Dar să spunem că na, tu ieșeai puțin de pe carosabil, vedeai că mașina se, ca biciclist, vedeai că mașina se apropie de tine, ieșeai puțin de pe carosabil și o lăsai așa. Asta e, se întâmplă foarte des lucrul ăsta, o vedem la fiecare depășire din față, în sfârșit. Dar o lăsai așa și ajungeai acasă sănătos, fără niciun accident. Era un scenariu posibil. Era. Rezultat pozitiv? Da. Alt scenariu. Tot așa, te-a șicanat, l-ai înjurat, i-ai spus tu cum stă treaba, a dat cu tine de pământ. Va ajunge la pușcărie, a eliminat unul din 100.000 de astfel de șoferi, să zicem, sau câți o fi, câteva mii. Care e planul pentru ceilalți șoferi de genul ăsta? Același plan, procedăm la fel, adică când încalcă, când nu se comportă cum credem noi că e bine,
îl înjurăm, îi atenționăm, facem gesturi și ei tot așa ne accidentează, pentru că vorbim strict de genul ăsta de șoferi, care sunt agresivi, care nu le trebuie multe și dau peste tine. Care e soluția cu ei? De leu fugi, nu? Te ferești. La fel și de câinii care latră. Ideal, dacă vrei să te iei la bătaie cu ei, ajungi mușcat. Cam asta se întâmplă. Alt lucru pe care trebuie să-l înțelegem, că furia este o emoție care depășește logica. Adică chiar dacă tu pleci de acasă și știi că trebuie să te comporți civilizat și să ai grijă în trafic și așa, dacă te enervezi, uiți de toate și reacționezi. Dacă știi că șoferii sunt de acest gen pe șoselele noastre, nu te poți plânge de acest lucru. Adică știi că sunt astfel de oameni în viața de zi cu zi. Nu poți să te plângi când îi întâlnești, pentru că știi deja că ei sunt acolo. Doar ai întâlnit unul dintre ei. Acestea sunt condițiile pe șoselele din România la ora actuală. Soluția este să nu participi la horă. Una dintre soluții. Poate peste câțiva ani se va schimba situația, poate vor fi șoferi mai civilizați, poate ușor, ușor ne mișcăm într-o direcție bună, dar acum așa e situația. Am făcut acest video pentru că am observat atitudini agresive față de șoferi, chiar și din partea prietenilor mei, bicicliști, și nu cred că este o soluție. Mă simțeam jenat și când îi vedeam pe ei, adică pur și simplu nu trebuie să fii, să te comporți arogant pe șosea, să mergi pe mijlocul benzii, pentru că, nu știu, el trebuie să te ocolească pe tine. Noi suntem oaspeți pe șosea, asta e important să știm, că suntem bicicliști pe șosea, nu sunt mașini pe o pistă de biciclete, adică noi suntem oaspeții și nu suntem gazdele, adică ne supunem regulilor, nu le facem noi. Prin urmare, dacă ești biciclist, e bine să mergi pe marginea drumului. Dacă înțelegem acest lucru, cred că avem șanse să învățăm câte ceva. Altfel vom mai provoca, vor mai fi loviți bicicliști și, sigur, imaginea bicicliștilor în trafic nu se va îmbunătăți. Șoferii vor ști la fel, bă, ăia înjură, bă, ăia abia așteaptă scandal, las că îl prind eu pe unul și îi arăt eu cum stă treaba. Fiecare vrea să arate la celălalt cum îi treaba. În final, întrebarea este dacă noi, ca și bicicliști, suntem un exemplu atunci când suntem pe carosabil. Sau ne batem cu pumnul în piept și ne cerem cei 2 metri la depășire și condiții ca și în Germania. Deși noi trăim în România, unde nu avem drumurile din Germania, adică cer ceva ce nu se poate. E adevărat, există situații când șoferii educați, civilizați, depășesc cum trebuie, apreciem acele momente, dar nu este o regulă 100%. Nu putem să avem pretenția asta. Iar în final, ceea ce vreau să cumva să concluzionez este, știu că mulți dintre voi aveți copii. Ce ați vrea să-i învățați din exemplul ăsta? Când cineva procedează în felul ăsta, tu înjură-l și spune-i să respectă regulile, ceartă-te cu el. Nu contează că el dă cu tine de pământ și poate îți rup ceva sau poate, Doamne ferește, se întâmplă mai rău. Sau vrei să-i spui, uite, există oameni care pot să facă chiar și gesturi de genul ăsta, stai departe de ei, evită. Nu fi curios până unde poate să meargă un astfel de individ, cât nervi are, cât îl duce mintea. Acum, alegerea e a ta, ce înțelegi din ceea ce am spus și ceea ce am încercat să prezint aici. Sper că o mică parte dintre voi poate veți aborda diferit de acum înainte situațiile de genul ăsta. Pentru că chiar și într-o confruntare directă, nu ești mai puternic decât o mașină. Chiar dacă tu te consideri un om puternic și ai putea să bați pe oricine, în situația de genul ăsta te confrunți practic cu o mașină. Ești biciclist, ești fragil,
poate să dea peste tine și să plece mai departe și nu-l va găsi nimeni și tu ai fi putut să ai o zi diferită decât să ajungi la spital. Gândește-te puțin la chestia asta. Prin urmare, tot ceea ce ne rămâne este să fim mai înțelegători. Ca și sfat, circulați cât mai aproape de marginea șoselei și dacă ne gândim cum să avem o atitudine cât mai elegantă și un comportament pe măsură, e posibil ca lucrurile să aibă rezultate mai pozitive pentru noi. Sunt curios, tu cum vezi situația? Cum ai fi procedat tu în situația de față? Scrie-te, rog, într-un comentariu, le voi citi pe toate. Până data viitoare, aveți grijă de voi și eu am fost Sergiu.